Ce faci tu ochiul? Acum o să agitat sânge. Un pic la una dintre unghiuri, dar acum e regulă. Bun. Prieteni, bună dimineața! Opa, scuză-mă că-ți iau vizibilitatea. Ce față are, uite, Juliana pe cameră, ni? Morde, tuțuță mică. Unde mergi, Tokyo? Na, zile tu unde mergi? Le zici? Ce față? La doctor? Ha? Vrei să mergi la doctor? Hai să te matriculăm. Deci, prieteni, prin gestul lui Tokyo, ea vrea să vă arate că trebuie să mergeți frecvent la doctor să faceți câte o analiză, câte un consult, că nu se știe niciodată ce probleme aveți. Mai bine tratați de tip sau mai bine preveniți. Așa e, Tokyo? Vedem la cap, nu ai nimic? Auzi ce zice, că ai la cap. Multă lumea are cu capul. Să vedem, tu stai bine cu capul. Tokyo n-are nimic cu capul. Restul îi face să aibă ceva cu capul, Tokyo. Glumesc, mamă, glumesc. Nu mă băga în seamă. Ioi, ce rece țăciocu. Nicu, da, țuța mea. Dacă ați văzut, de obicei o vedeți pe Tokyo cu părul zburlit, adică aici ne ai în sus, ca și la fazani. E bine, când e așa în jos, ori e un pic speriat, ori e confuză, dar ceva nu-i convine. Da, mamă. Ne vedeți? Un pic și ridică, după aia iarăși îl lasă. Acum, astăzi e prima oră când... Bine, o mai ieși când am adus-o. Dar de atunci e prima oră când iese la aer. Vezi cum mirose aerul, cum s-o uita stânga, dreapta. Să te zic, ce ai făcut pe scară, Tokyo? Ha, mamă? Că ai urlat ca un bebeluș în forță. O urlat de o treză pe scară. Da, că tu ai voce puternică. Așa ai? Dar nici tu cum are păr pe... Cum avem noi păr în nas, ea are pe lângă nas. Da, fetița. Ai încredere în mine? Ai încredere în mine? Nu, atunci mergem la doctor. Îți dă injecție și te face vulturi direct. Da. No, bine, acum întrebarea pe care 100% și voi vă puneți și v-ați spus-o de la începutul clipului când ați văzut că e înfășurată ca un bebeluș. Să văd, tu spui întrebarea asta. Nu zic nimic, zici ce întrebare îți vine în cap când o vezi pe Tokyo înfășurat aici? Că e frig. Nu, întrebare. E frig? Nu, că e logic că e frig dacă am pus-o, dar altă întrebare, ce-ți trece prin cap când o vezi așa? Oare aici poți să mă... Nu știu. Am crezut că încep bine. Oare când o să o scotim de aici, cât caca a făcut în așternuturi? Cât ai făcut? Da? Deja ies toate penele, să vezi cum aproape toată burtica e colorată. Cum ai tu burtica, Tokyo? Portocalie? Da? Bravo, fetiță. Portocalie. Ce vedeți acolo pe la bărbiță și pe la cioc e mâncarea. Că nu stă s-o curăți ca lumea și no, un pic tot îi mai rămâne prin pene. Un pic de lapte praf. Un pic de milupa milumil, că tu de la bea, așa-i? Milupa. Da. Călăgie, mai față ta călăgie. Ba 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 ba. Ce ba 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 ba. Ce ba 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 ba. Da, ce mordie. Vezi cum își ridică părul când mă jucă. Ce ba 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 ba. Ce ba ba ba. Da, ce pa ce pa ce pa. Ce 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 ce. Ce ce ce. Da. Frumusețe, mă. Doctor undă verde și cel mai important de ce vreau să duc la doctor, mă, nu vă pot arăta acum. Acolo pe laba piciorului și pe stângul și pe dreptul îți varză, nu m-ați gărieturi. Pe mână nu m-ați gărieturi. Mi-am făcut tatuajul pe piept, să urcă Tokyo pe piept, nu m-ați gărieturi. Mai vedem cu ce zgârie. Și vezi, deja vrea să se cățere, știi cum se pline cu ciocul de blugi, știi? Și cu... Da, imediat vrea să-și ia zbor. Da, pe în 3 săptămâni și zboară fetița. Da, da. Așa-i? În 2 luni tu deja știi să vorbești. Da. Da. Trebuie să-ți iei de la parcare, uite în stânga, apeși pe butonul ăla și ți se ridică. Da. Adică o băgat de ceva timp. Și în vreo 3 luni tu deja știi să dansezi, așa-i, Tokyo? Hm?
Măi, te uiți după fetițe? Păi tu ești fetiță. Tu trebuie să te uiți după băieței, nu după fetițe. Da. Eu aș putea să stau să mă uit la imaginea asta cu ea 4 zile. Ce față are. Vedeți că nu mă mai mușcă, mă. Tu-l știi pe tata, tu. Uite. Du-te să te mânc, tata. Ai văzut că nu mă mai mușcă, Liana? Ni. Uite, uite. Ni. Și am, o enervez că tata îl bag în gură. Du-te, tu, țuța mea. Tu știi că eu sunt tata, tu și eu îți dau de mâncare și eu te îngrijesc, așa-i? Bravo. Hai că am ajuns. Am și întâmpinat primele probleme, prieteni. Mai exact, Tokyo nu o să fie pe numele meu. Din păcate, da, Tokyo ești fetița mea, dar nu ești pe numele meu. O să fii pe numele... Dânsei. Câte animale ai pe numele tău, mamă? Vreau să zic ceva, da. Da, tu o să fii pe numele ei. De acum nu mai asculți de mine dacă nu ești pe numele meu. Tokyo. Zi, nu mai asculți de mine. Nici nu răspunde. Da. E așa să lăbărțea, știi, când e cald. Când o pun lângă calorifer acolo în cameră, îi fac acolo culcușul, îi pun o păturică. Exact așa e poziția are. Așa îți place ție cel mai mult. Cloșca mea. Așa îți place ție cel mai mult. Frumusețe. Frumusețe. Așa, mă. Scris. T-O-K-Y-O. Tokyo. Gusta de ce? 4 săptămâni. Îți fac pașaport. Rasă? Hă? Rasă? Ara. Tucan. Ara tucan sau? Nu, ara nu mă numesc. Îți fac pașaport. Te duc în străinătate. Te duc în ce țară vrei tu. Zi, unde vrei să te duc? Pe Germania, pe Olanda, pe Franța, pe... unde? America? Rio de Janeiro? Brazil? Brazil. Da. Vi la aduc imediat și discutăm dacă e cazul și se facem analiza de sânge, bine? No, să fii cu minte, Tokyo, bine? Da. Du-te. Vi la aduc imediat. Bun. Tokyo. No, Liana, îl păstrăm? Western, monogram, de la mine. De la mine. De unde? De la tine. Uite cum ești cu jumarele. Lasă telefonul la 2 secunde. Avem de discutat dacă îl păstrăm pe Tokyo sau nu. Ce faci, Tokyo? Eu acum. Eu, sânge. La una dintre unghiuri, dar acum e regulat. Da, fetiță, uite cum stă boșul manca. Gata, am ieșit de la spital. Am avut un mic accident în ochiul în timp ce tăia domnișoara unghiuțele. Ea s-a tras și i-a prins ca și la pisici și la câine, așa e Elena, și la veveriță. Numai vârful nu-i vascularizat. Dacă tai de mai în spate, îi curge sânge, așa-i? Și la veveriță s-a împuțit prima dată? Nu. Deci nu e o mare problemă ce i s-a întâmplat. Da, fetița. Uitați cum stă numai capul, să vede. E speriată, țâță? Da, nu e speriată. Numai cuvinte de laudă a avut doamna despre ea, o consultat-o, nu prezintă probleme cu ficatul, cu stomacul, cu nimic, așa. Elia, n-o zis, cu plămânii? Nici cu capul în regulă. Și cu capul în regulă. Surprinzător. Surprinzător. Da, tu, fetiță mică, da. Acum merem înapoi acasă. Și te pun la somn. Mor cu ea. Mi-a dat foarte amabilă domnișoara, mi-a dat informații de bază despre Macau. Auzi tu despre Macau? Cred că așa. De ce despre Macau? Dacă e ara. Cred că îi să mai zice și Macau. No, aici am vreo 7 foi despre
fiecare specie Macau. Fiindcă sunt total 15 specii. Îți dai seama? 15 specii de genul Ara și 3... Da, trebuie plătită parcarea. Dă-i cu spatele, că mă duc eu. Dar nu știu unde-i tonomatul. Mă duc eu să-l întreb. Pe cine? Ăla de acolo, nu, de la nu, că-i sus parcarea de plată. Unde e sus? O stai că-l sun pe peții, că el e de aici, de la facultate. Da, că mă duc și-l. Hai, ține-i papagalul, că mă duc eu, nu ți dau un frig. Ia. Da, extraordinar. Liana. Da, acolo, la căldură, că mă duc eu. Tokyo. Ușor cu tata. Ușor cu tata. Da. O zis doamna că încă nu pot să-l las afară sau să-l scot pe umăr pentru că încă are puful ăla pe spate și e frig. E frig la fetiță. Așa-i? Alimentația constă în 30% semințe. Deci semințe trebuie să-i dau 30% și restul peleți. Bine, peleți plus legume, zarzavaturi, nebunii. Carne vrei, mamă? Îți dau cărniță. E somn. Cărniță? Ha? Vreți să vezi cum mă nebunește? Tokyo? Dacă zic ciao ciao, numai știți voi cum, ciao ciao, mai sec, nebunește. Asta a fost vizita noastră la doctor, prietenii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Așa e Tokyo. Cum îi mulțumești? Tokyo salută. Da, fetița. Vă pup și vă doresc o zi minunată ca și noi. Eu împreună cu Tokyo, cea mai bandită dintre bandite. V-am pupat. Liana, tu nu-i saluți. Urmăritori. Ba da, să-mi salut, mă. Bravo. Ce-o zici, domnul? Aici e intrarea, ieșirea e în altă parte. Ah, ieșirea e pe partea aia unde ai vrut să intri tu. Vă lăsăm, v-am zis, manevre grele. La USAVV. Shit.